Cernavod a devenit weekendul trecut capitala muzicii corale române și străine în cadrul Festivalului Internațional de Interpretare Corală Ide Chirescu. Festivalul Internațional de Muzică Corală Ide Chirescu, aflat în acest an la cea de-a 33-a ediție, a debutat cu o lansare de carte și o expoziție de icoane aduse de la Muntele Athos. Deja e o tradiție, este a treia carte pe care o lansez în deschiderea Festivalului Chirescu. În alte două ediții am lansat monografia Ioan de Chirescu și monografia Irina Odăgescu-Țuțuianu, iar acum cartea Muzicieni Basarabeni afirmați în România. Prima seară a festivalului, cea dedicată secțiunii laice, a reunit ansambluri corale de renume din țară și din străinătate. Gazdele festivalului, membrii ansamblului coral Ide Chirescu din Cernavod, au fost primii care au încântat auditoriul cu cântecele lor. M-ați luat așa cam repede, pentru că încă nu mi-au stat genunchii de întremurat, pentru că sunt emoții mari la asemenea evenimente, nu este ușor a face un grup de oameni să cânte în armonie. Una este să cânt singur și alta este să faci armonie, să faci cor. De aceea emoțiile sunt și mai mari. Și chiar cu gura uscată cum sunt, de aproape nu pot vorbi. După ce am coborât de pe scenă, vreau să vă spun că a fost o încântare. Oamenii coriștii care au muncit foarte mult s-au prezentat impecabil și eu le mai spun când o să mă ridic și eu la nivelul vostru odată. E un eveniment foarte important, ne suntem onorați că am deschis noi acest festival, pentru că anul acesta se împlinesc 125 de ani de la nașterea compozitorului Ioan Dimitrie Chirescu și se credea ca noi să, în calitate de gazde, care purtăm numele marelui compozitor cernavodean, să deschidem acest festival. Noi ne simțim extraordinar de bine pentru că de după Revoluție în fiecare an am venit aici. Deci este a 24-a oară când participăm. Mi-au plăcut cernavodenii pentru că au ținut la ceea ce înseamnă cultură sau o parte din cultură și le mulțumesc pe această cale și acum că țin steagul sus. Secțiunea religioasă s-a desfășurat în incinta Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena din Cernavodă.